Dezvoltarea durabilă. Resursă educațională pentru clasa 8-a. Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare, în raportul Viitorul nostru comun, a definit dezvoltarea durabilă ca fiind acea formă de dezvoltare care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Eradicarea foametei și asigurarea unei securități alimentare, precum și îmbunătățirea nutrițiilor și promovarea unei agriculturi durabile, se regăsește printre obiectivele dezvoltării durabile prezente în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite. Un alt obiectiv din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă. Asigurarea accesului tuturor persoanelor la energie, la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern, se regăsește de asemenea printre obiectivele dezvoltării durabile. Un alt obiectiv este dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane, astfel încât ele să fie deschise tuturor, sigure și durabile. În Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă se pune accent și pe acțiunea la nivel climatic, prin luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului acestor schimbări. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a tuturor resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre și gestionarea durabilă a acestora.
Cunoști acțiuni de dezvoltare durabilă întreprinse în localitatea ta? Ce alte acțiuni ai propune tu? Analizează aceste întrebări împreună cu colegii din clasă și organizați o dezbatere pe această temă. Mult succes!